Arată bine, merge frumos pe stradă, așa îl ironizează Dragomir Pezecalanga, singurul fotbalist din campionatul intern care a jucat la Cupa Mondială, a fost prezentat oficial în pauza meciului cu Hibernians. Cel mai bun om al Ongolei de la campionatul mondial din Germania a fost prezentat oficial ieri seară. În pauza meciului de cupă UEFA, Zecalanga, împreună cu sârbul Leo Lerinț, au făcut turul de onoare. Cei doi s-au dus direct spre galerie, după care au salutat întreaga tribună. Pentru Zecalanga, Dinamo a plătit jumătate de milion de dolari, iar Dumitru Dragomir vrea fapte, nu vorbe. Credeți că multe cluburi din România sunt acum invidioase că Dinamo a adus un jucător de campionat mondial, că multe cluburi își doreau să aducă? Da, sunt foarte invidioase toate. Cum vi se pare? Are alura de jucător de fotbal de campionat mondial? Păi, a jucat și nu l-am văzut eu? Nu, a trecut, a fost prezentarea. Să-l vedem jucând, că așa arată bine când merge pe stradă. Fui un bun joc, ne-au Dinamo tău mai grande în echipa. E costă imens de via jogar, estou satisfeito. Da România eu já ouvi pela seleção, né, no mundial do 98, no mundial. Vi a România jogar e gostei de ver. E a România sempre teve bons jogadores.